ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumim pentru că ați dat invitației noastre. Astăzi, alături de mine, sunt colegii de la Serviciul Rutier Neamț, comisar șef Faru Bogdan, care vă va prezenta principalele modificări legislative care ne afectează pe toți, în special pe conducători auto. Iar apoi, colegii mei, agent șef principal Fasat Ionuț și agent șef Ferraru Adelin, ne vor prezenta parte din tehnica colegilor de la Serviciul Rutier. Importante care privesc siguranța rutieră. Prima dintre acestea este Filexicatul CTU-G84, care a intrat în vigoare pe 29 iunie 2024. Modificări importante aduse în ceea ce privește testarea conducătorilor auto. Apare ca element de calitate diversitatea testării conducătorilor auto. În momentul în care folosesc rutier, observă în autovehicul recipiente care pot să conțină băuturi alcoolice și au unul de consum sau substanțe psihoactive sau cu ocazia verificărilor efectuate în trafic, constată că istoricul conducătorului auto relevă condamnări pentru infracțiuni la regimul circulației, la articolul 336, 336 indice 1, 337, 338 sau reținerea permisului de conducere pentru consumul de alcool. În aceste cazuri, polițistul rutier este obligat să facă testul pentru alcool. Bineînțeles, asta nu înseamnă că în celelalte situații, când avem indicii despre prezența alcool sau substanțe psihoactive, nu efectuăm testul. Altă modificare importantă se referă la posibilitatea conducătorului auto testat cu mijloc tehnic certificat, care înregistrează o valoare de până în 0,10 mg pe litru alcool pur în aer expirat. În acest caz, conducătorul auto are posibilitatea solicite efectuarea unei a doua testări după un interval de timp de 15 minute, nu mai mult de 20 minute, caz în care valoare juridică are testarea mai mică. Tot în punct de vedere al modificărilor legislative, pe linie de alcool, apare o ordonanță de urgență a Guvernului 97 din 15 iulie, unde se prevede faptul că permisul de conducere retras pentru refuzul efectuării testului pentru alcool sau substanțe psihoactive sau reținut în cazul constatării infracțiunii prevăzute de articolul exclusiv a infracțiunii prevăzute de articolul 36 aliniatul 2, poate fi restituit de poliție la împlinirea unui termen de 72 de ore dacă nu s-a primit la instituția medico-legală rezultatul analizei probelor mostrelor biologice sau dacă expiră acest termen. Un alt element de noutate prevăzut de OUG 84 se referă la faptul că în cazul contravențiilor cu grad ridicat de pericol, unde este prevăzută și măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce, respectiv cele prevăzute de articolul 100 alineat 3, 101 alineat 3, articolul 102 alineat 3 și 4, polițistul rutier nu mai poate aplica sancțiunea avertismentului, este obligat să aplice sancțiunea amenzii.